doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Promoția 1993 a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza din Focșan s-a întors la școală după 3 decenii de la absolvirea cursurilor liceale. A fost o promoție de excepție care a dat comunității nume importante în multe domenii. Printre absolvenți, profesoara Andreea Sândulescu, actuala directoare a unității de învățământ. 30 de ani de la terminarea liceului au trecut ca un vis. Promoția 1993 a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza a revenit la școală în acest weekend. A fost un moment cu mare încărcătură emoțională, un moment al aducerilor aminte. Prezenți la eveniment au fost foștii absolvenți, actuale și foste cadre didactice. Actuala directoare, Andreea Sândulescu, face parte din această promoție de excepție. Am onoarea și bucuria să vă urez bine ați revenit în liceul Cuza. Vă îmbrățișez pe toți cu căldură. Și bucurie e cu atât mai mare cu cât faceți parte din generațiile de excepție ale liceului Cuza. Pe vremea când erați elevi, liceul Cuza era cel mai valoros, nu numai din județ, și din țară. Rezultate deosebite la olimpiade și avem aici și colegi, unde cu doamna profesoară Gărghiță Rădica, cu rezultate extraordinare, obținea cu colectivul de elevi de la Cuza și locul 1 pe țară, pe echipaj, dar nu numai aici. Încă era, de aceea, deși în momente de astea solemne, nu-mi place să ne amintesc de ce a fost mai, să zic așa, mai aparte în viața școlii. Eu am vrut să iau cu mine numai ce a fost bine și frumos în toată cariera mea și e destul de lungă, mă lauz eu acum, că deoarece nu prea fac acest lucru. Am ieșit la pensie cu 49 de ani, 10 luni și 7 zile. Dragi colegi, vreau să vă spun în primul rând că am emoții pentru că această revedere este extraordinar de, îmi creează extraordinară stare de bucurie și de plăcere de a vă revedea pe toți. Pentru că noi, așa cum a zis domnul Geantă, domnul profesor Geantă, am fost într-adevăr, spunem noi, o generație de excepție. De excepție pentru că ne plăcea poate mai mult să studiem. Eram noi absolviți de să știți că liceul nostru în continuare, am să vin așa un pic în întâmpinarea ceea ce a zis domnul profesor, în continuare este în liceele de Dombe, județul Francea, și vreau să vă spun că am avut chiar la început de an școlar părinți care au venit și mi-au zis în felul următor. Să știți că am avut fetița cu medie foarte mare, vă dau unul dintre exemple, putea să meargă și la Colegiul Unirea, dar am ales Colegiul Cuza pentru că aici se face carte. Deci eu vă țin foarte mult la liceul nostru. Vreau să știți că ambele licee, într-adevăr, sunt acum în top în județ, dar Colegiul Cuza este la vârf, întotdeauna. Și să știți că rezultatele la olimpiadele sunt în continuare. Avem colegi care au preluat ștafeta de la doamna profesoară Gheorghiță, cu care eu am lucrat foarte mult și datorită care am ales să studiez disciplina chimie, a fost mentorul meu și am foarte mari emoții și mă bucur că dumneavoastră a venit astăzi. Nu eram sigur dacă o să reușească să ajungă astăzi aici, dar să știți că noi am preluat tot ceea ce am învățat și ducem mai departe. Eu vreau să remarc de la început că voi ați fost o promoție care ați făcut tranziția de la ce a fost la ce este acum. Pentru că ați început înainte de 89 și ați terminat după 89. Și ați, și noi am trecut o dată cu voi din toate aceste transformări. Acum, clasa aceasta a fost o clasă de suflet pentru mine,
pentru că erau mulți componenți ai clasei, copii ai unor colegi. Și parcă de fiecare dată mă gândeam la modul mai mult sau mai puțin critic în care ei tratează lucrurile. Erau doi copii de profesori de matematică. Această generație a dat comunității persoane importante, printre care profesori, jurnaliști, funcționari sau avocați. Încercam de-a dat să spuneți dumneavoastră două gânduri. Unul dintre ele mă gândeam că s-a întâmplat teze din clasa 11, dacă știe domnul Bogdan sau care nu poate spune. Și ce tot am dat atunci când mi-a dus la domnul Crăciun, nu mai știu dacă s-au găsit tezele astea. Unul al doilea gând care m-a încercat este că, așa cum știți și dumneavoastră, fac parte din categoria care a venit acasă, s-a întors. Dar 8 ani de zile datorită ceilor, spuneți că am avut niciodată cum am spus ăștia, pe iar 20 de ani. Datorită ei am fost, din bine știți, 8 ani, cred că, titlul consecutiv, în Consiliul de Administrație a acestui colegiu, din partea părinților. Și... cum? Cel mai lăbdă. Atunci când mă rugau să spun un cuvânt, și aici este doar de simbol, sigur, vă spun că aveam un cuvânt generațiilor când terminau în clasa 12, care, dacă Andrei aș aduce aminte, le spuneam așa, să nu știe că au fost cruziști, să se întoarcă acasă și să vină pe la Cuza unde este casa lor. Mulțumim, mulțumesc Gabi pentru principalul Gabi pentru organizare. Mulțumesc domnilor profesori pentru participare, mulțumesc domnilor profesori pentru ajutorul pe care ne-l-au dat ca să ajungem astăzi aici, să fim ce suntem astăzi. În mare merită va aparține domnilor profesori. Îmi pare foarte rău pentru cei doi domn profesori ai clasei noastre care nu mai sunt printre noi. Rog pe Bunul Dumnezeu să ne ajute să ne vedem măcar cei de astăzi și peste 5 ani și peste 10 ani sănătoși. Vă mulțumesc! Vrancea are foarte mulți bani alocați pentru educație prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a arătat președintele Cătălin Toma în ultimul interviu acordat realizatoarei Lenormanda Florențiu. Șeful administrației județene a arătat că este nevoie și de infrastructură, dar trebuie avută grijă și de oamenii care vor folosi toate acestea, prin susținerea actului educațional, sportiv și cultural. Pe județul Vrancea avem, cu o singură excepție, este o localitate care nu a obținut finanțare pe dotări, mobilier și tot ce înseamnă tehnică. Județul Vrancea are foarte mulți bani alocați pentru aceste dotări pe Programul Național de Reziliență și Redresare. Mai mult, suntem în situația în care am semnat contractul pentru microbuze electrice, tot pe Programul Național de Redresare și Reziliență, 24 de microbuze și două au venit pentru școli. Și două au venit prin Ministerul Dezvoltării Lucrurilor Publice. Se încearcă și folosirea și, bineînțeles, conectivitatea aceasta la partea electrică. Trebuie să recunoaștem că ne vom duce pe un consum redus de combustibil și cât mai mult acces, da, pe curent electric. Toate aceste lucruri, că vorbim de sistem de iluminat public inteligent, tot pe sistemul acesta, iată că sunt investiții foarte mari. Mai avem la inițiativa unui consilier USR, avem și dotările în cadrul județului Vrancea a tuturor școlilor cu tablă interactivă, contează foarte mult. Mai avem programele pe Compania Națională de Investiții, unde s-au construit săli de sport, unde s-au construit cămine culturale, s-au reabilitat școli, grădinițe și dispensare, foarte important. Toate aceste lucruri se văd. Deci nu mai suntem în situația în care se spune, domnule, nu s-a investit nimic în educație. Dar nu fals. Spune nimeni sunt că nu bani. S-a investit mult în educație, dar eu vorbesc despre educație. Partea tehnică, da. Partea profesională aici, s-a investit și aici, dar nu atât de mult poate, sau încă nu se văd efectele, în sensul în care să avem posibilitatea unor profesori care să, știți cum este, pe lângă da. Faptul că are știință, să-i și placă să împărtășească știința acumulată. Și aici permiteți-mi să salut și să felicit pe doamna profesor Ana Maria Rusu, sau să nu greșesc, da? Care este acum selectată în topul celor 50 de profesori din cei mai buni profesori din lume. Asta contează foarte mult, că iată, nu vorbim de orașe, de metropole, vorbim de Vrancea, vorbim de Focșani,
unde se face educație, unde sunt profesori dedicați și trebuie cât mai mult susținuți în astfel de evenimente. De aceea Consiliul Județean anul acesta, pe legea 350 pentru tineri, activități dedicate sportului, muzicii, concursurilor de științe exacte, teatru, toate aceste activități pot fi sponsorizate de către Consiliul, susținute de către Consiliul Județean. Anul acesta am alocat suma de 2 milioane de lei și iată că sunt evenimente la nivelul județului care arată că aici poate fi capitala culturală pentru două zile, trei zile, mă refer la Classic for Teens, la Federația de tenis, Federația de fotbal, Federația de biciclism, acum teatru, care acum o și nu mai spun și de trupa Prota de la Panciu, care pentru trei zile sau cinci zile, nu mai știu exact, a organizat, a făcut din Focșani o capitală a spectacolului, al teatrului, a mari artiști care vin aici la Focșani, în Vrancea, pentru a susține aceste evenimente și ideea care este să încurajăm spiritul, dorința de a, fie de a ști muzică, că vorbim de muzică clasică, că vorbim de teatru, că vorbim de deprinderi dintre acestea foarte importante în viața de zi cu zi, sporturi, toate aceste lucruri trebuie încurajate. Nu putem să facem numai apă, stradă și canal și să nu avem grijă de cei care trec pe aceste lucruri, care consumă apa, care folosesc drumul. Aici trebuie să fim foarte atenți. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a inaugurat vineri pe 29 octombrie observatorul astronomic situat pe Aleea Mihail Sadoveanu numărul 5-7. La eveniment au participat profesor universitar dr. Tudorel Toader, rectorul universității, Mihai Chirica, primarul municipiului Iași și deputatul Alexandru Muraru, directorul Institutului Astronomic al Academiei Române, prorector, decani, cadre didactice și studenți. Inaugurarea a început cu o rugăciune de binecuvântare rostită de Preasfințitul Părinte Episcop Nichifor Botoșeneanul. Au luat apoi cuvântul rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, profesor universitar dr. Tudorel Toader, Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, Alexandru Muraru, deputat și Mirel Bârlan, directorul Institutului Astronomic al Academiei Române. Pentru că prin orice se îmbogățește omul și studentul, prin orice știință, devine mai înțelegător, devine mai profund și devine capabil să înțeleagă, să deslușească tainele minunate pe care Dumnezeu le-a pus în creație. Îngăduiți așadar să dăm deschidere, slujire, binecuvântare spre al nostru folos și spre slava lui Dumnezeu. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sigur, este o zi frumoasă astăzi, și la propriu și la figurat, o zi în care inaugurăm observatorul astronomic. Este o lucrare importantă pe care am realizat-o, sigur, împreună cu toții. Observatorul astronomic a fost construit în perioada septembrie 1912, decembrie 1913. Observatorul a funcționat în prima etapă ca bază de cercetare științifică pentru Facultatea de Matematică a Universității noastre. Cercetare științifică, activitate didactică până în 2013, când datorită stării avansate de degradare a fost închis. Valoarea totală a lucrării este aproximativ 9 milioane de lei. Sunt bani mulți, sunt bani puțini în același timp, având în vedere importanța obiectivului. Este un obiectiv important pentru oraș, poate pe lângă rolul său didactic și de întărire a sistemului universitar ieșean, care în felul acesta își completează una dintre activitățile de cercetare care sunt atașate Facultății de Matematică, este în primul rând un simbol. El a fost dăruit de regele Carol, comunității ieșene, ca și formă de prețuire alături de alte multe obiective pe care atât regele Carol cât și regele Ferdinand, în cea mai frumoasă perioadă de dezvoltare a României, le-a făcut pentru Iași și pentru Moldova. După 3 decenii de încercări și speranțe, îl felicit public pe domnul profesor universitar dr.
Tudorel Toader, rector al Universității, și pe echipa domniei sale, pentru că au reușit să aducă la viață din nou acest monument al științei, prin eforturi comune și prin accesarea deopotrivă de fonduri guvernamentale și europene. Astronomia este prima știință care s-a desprins din filosofie. Este prima știință exactă, știința cerului. Avem un laborator deasupra capului nostru, un laborator care este accesibil oricăruia dintre noi. Este suficient să ridicăm ochii spre cer, spre sfera cerească, și să remarcăm stelele, să remarcăm luna, să remarcăm planetele, soarele, să vedem cum ele se mișcă pe sfera cerească. Institutul Astronomic al Academiei Române e alcătuit din trei entități, Observatorul din București, Observatorul din Cluj-Napoca și Observatorul din Timișoara. Aceste trei entități în cadrul Academiei Române se bazează de asemenea pe toate colaborările și toate schimburile științifice pe care le avem cu universitățile din România și nu numai. Construit în 1913, Observatorul Astronomic din Iași a fost al doilea din țară după cel înființat la București. Gândit inițial ca laborator de astronomie pentru Facultatea de Matematică a Universității, a fost considerat la vremea sa cel mai modern observator astronomic din Europa. Includea pe lângă luneta centrală și săl de laborator, o bibliotecă precum și un apartament pentru profesorii de astronomie ai Universității. Edificiul înscris în lista monumentelor istorice a suferit numeroase intervenții de-a lungul timpului, cea mai radicală fiind realizarea sălii Meridian. Observatorul astronomic din Iași a fost închis în anul 2013 din cauza stării avansate de degradare. În februarie 2020, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a primit de la Compania Națională de Investiții aprobarea pentru finanțarea proiectului de reabilitare, consolidare și modernizare a observatorului astronomic în valoare de aproape 9 milioane de lei. Prin lucrările de consolidare și refuncționalizare, imobilul a fost restaurat în integralitatea sa, cu păstrarea funcțiunii inițiale de cercetare atmosferică și spațială. Amenajarea fostei locuințe prin integrarea sa în funcționalul unei instituții de cercetare, precum și realizarea unor spații de laboratoare care găzduiesc echipamente laser și de cercetare astronomică dintre cele mai avansate pe plan mondial. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi variabilă, cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor încadra între 12 și 14 grade, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius. Cu datele despre vreme punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!